Suntem pe 22 aprilie, în sâmbăta săptămânii luminate și ne bucurăm că deja putem să vă arătăm că lucrările de la Demisol sunt aproape gata pentru ca luni să turnăm placa, locul unde ne vom ruga mulți ani de acum înainte, până va fi gata întreaga biserică. Și noi suntem foarte bucuroși pentru lucrul acesta și fac acest film tocmai ca să vă arăt stadiul lucrărilor și care sunt gândurile noastre în legătură cu construcția unei biserici și de ce este necesară construcția unei biserici, chiar dacă mulți ne acuză că avem destule și vrem mai mult spitale. O să vă explic în acest film și lucrurile acestea, bineînțeles, după ce vă arăt un pic care este interiorul. Sper să vă placă și să nu vă plictisesc, dar este important să fim împreună, iată, în Duhul lui Dumnezeu și în sprijinirea acestei comunități tinere dar numeroase, din cartierul acesta nou al Brașovului, numit Avangarden. Mi-am dat pălăria jos pentru că sunt în Sfântul Altar și mă gândesc că, iată, asta este prima predică pe care o țin aici. Să știți că sunt momente foarte emoționante acestea, să vezi cum crește, văzând cu ochii, o astfel de construcție care va aduce foarte multă bucurie în acest cartier și în toată zona noastră. De aceea sunt foarte emoționat că iată luni vom turna placa, deja s-a apucat păieții să constructorii să ridice zidurile, adică stâlpii, fierul pentru zidurile de la de Misolp, și sperăm că într-o lună să fie gata și apoi să turnăm și placa de sus și facem amenajările și să ne mutăm aici. Sperăm că cel târziu peste un an să putem fi să slujim aici și să țin prima predică adevărată. Aici unde sunt acum vor fi scările treptele de intrare în biserică unde la parter va fi un pridvor, foarte frumos, așa, brâncovenesc, dar la demisol, sub acest pridvor, va fi acest spațiu care va fi casa rece. În biserică se va intra, bineînțeles, prin față, dar în demisol nu se va intra prin față, ci se va intra prin lateral. Aici va fi o curte interioară, unde cobor eu acum, cu rampă pentru persoanele cu handicap și așa mai departe, pentru că facem totul, totul ca la carte. Iar aici va fi intrarea în uh, casa rece, care este aceasta, și aici, câțiva metri mai încolo, o să facem intrarea propriu-zisă în demisol. Acesta este spațiul bisericii pe care îl puteți vedea acum mult mai bine. Am făcut și câteva imagini cu drona. Sper să putem să vă arătăm luni seara că placa este turnată și locul este drept pentru a putea continua cu zidurile acestui demisol. Să vă arăt care sunt părțile bisericii, la demisol, bineînțeles. Chiar aici unde vedeți este casa rece. Sunt câteva compartimentări așa, pe care le vedeți chiar dacă vor rămâne acești doi stâlpi aparenți, pentru că aceștia susțin turla de la intrare. Aici vor sta adormiții noștri când va fi gata casa rece și va fi și o ieșire direct afară, pe aici. Și apoi se va intra în acest mic holișor, unde în dreapta avem uh, un spațiu tehnic aici, uh, unde vom avea centrala și cel mai departe și bineînțeles și o toaletă. Partea cealaltă aici vor fi unde sunt băieții care lucrează uh, vor fi scările și spre parter. Și aici vă face o mică bucătărioară, să avem și noi acolo un mic aragaz, să călzim și noi un ceai pentru copiii care vor veni la activități și așa mai departe. Și deja aici intrăm în spațiu propriu al bisericii, dar acesta de la intrare va fi folosit la activități. Vor fi mese pentru copii, unde vor sta, vor face cursul nostru de șac, de muzică și așa mai departe, ca să, fie, să nu fie în spațiu intim al bisericii, deși duminica vom face niște uși acolo, o să vă arăt imediat unde intră, exact în capelă. Și duminica se va putea deschide și acest spațiu ca să stea oamenii să încăpem. Dar, în rest, aici va fi un spațiu de uh, activități. Chiar aici va fi intrarea în demisol, aici unde vedeți, uh, se va intra în demisol și în acest spațiu de, uh, de diverse activități. Iar aici, în zona aceasta, vom face acele uși glisante despre care v-am vorbit, uh, pentru a folosi uh, spațiul acesta drept capelă. Aceste abside pe care le vedeți aici, da, Absiderea uh, din Naos uh, Vor fi spațiul capelei Un spațiu destul de generos A fi cât o biserică, cum să zicem, obișnuită La vreo 200 de metri pătrați Doar această capelă Și noi vrem să lăsăm această capelă uh, Cum zic englezii, forever da? Adică să o lăsăm, să nu o demontăm, să nu, să nu o folosim la altceva când va fi gata Biserica mare, biserica de sus Pentru că în timpul săptămânii Sau când avem o morm mormântare și așa mai departe acest spațiu vei să fie folosit la, la slujbe și mai ușor de încălzit, iar în așa mai departe. Aici suntem deja în zona din fața altarului. Altarul va fi așa un pic retras. Aici vor fi două anexe. Aici va fi veșmuntarul, cum spunem noi, unde se țin veșmintele preotului. Și în partea aceasta, proscomidiarul, unde preotul își face rânduiala pentru Sfânta la Liturghie. Vom avea o intrare din altar dar și o intrare din naos, din absidă, pentru că acolo va fi și spațiu pentru spovedit și aici, în gaura asta, o să o amenajăm frumos, asta e doar de provizoriu până turnăm betonul, unde să punem un cilindru de inox pentru titori, pentru hrisov și pentru alte rânduieli pe care le are preotul în altar. Acesta este Sfântul Altar, este destul de spațios, nu e foarte mare, să știți că nu este o biserică foarte mare, dar este o biserică primitoare pentru cei care locuiesc și vor locui aici, în acest cartier. După cum vedeți, lucrările de la Cota de Misol sunt gata. Luni o să turnăm betonul, și iată că deja putem spune că biserica noastră prinde contur. Și ne bucurăm foarte mult și mulțumim Dumnezeu pentru asta. Dar aș vrea astăzi să vorbim despre necesitatea unei biserici. De ce avem nevoie de biserică? Știți că există o dezbatere foarte aprigă, pornind de la sloganul Vrem spitale, nu catedrale că sunt destule biserici în țară și că nu mai e nevoie de alte biserici. Și ar trebui să ne concentrăm pe lucruri mai importante, da? să facem școli, spitale, supermarketuri, săl de sport și așa mai departe. Și aș vrea să stăm puțin împreună să ne gândim de ce e nevoie de o biserică și unde exagerăm sau unde nu exagerăm. În primul rând, trebuie să vedem unde se construiește biserica. Pentru că aici, de exemplu, eu sunt preot la un cartier care are zeci de mii de oameni și nu are biserică. Sunt vreo șapte, opt supermarketuri. Aici, chiar lângă noi, se construiește un spital de pneumologie și în curând sperăm să se înceapă și în marele spital al Brașovului, a județului regional, chiar spitalul regional al Brașovului se face chiar aici lângă noi. Deci, iată, zona este de plină uh, expansiune și bineînțeles că totuși ar trebui să ne gândim și la o biserică. Și acum să spunem de ce e nevoie de o biserică și aș vrea să pornesc de la gândul pe care l-am avut acum în postul acesta, postul cel mare care tocmai s-a încheiat și câți oameni au venit să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Bine, o să spuneți păi nu e nevoie de o biserică mare, trebuie să facem acolo o cămăruță unde oamenii să vină să se roage și să se spovedească. Totuși să știți că Imaginea bisericii este imaginea comuniunii și a comunității, care se adună într-un spațiu. Deci biserica, până la urmă, este ceea ce noi, comunitatea, construim pentru a putea fi împreună. Știți vorba aceea că îl avem pe Dumnezeu în suflet? Foarte mult zic, eu nu am nevoie să merg la biserică pentru că îl port pe Dumnezeu în sufletul meu și este taina mea cu Hristos, cu Dumnezeu. Să știți că este o mare ispită asta și o mare greșeală. Pentru că așa ar putea să spunem la fel și la spital, și la sport. Eu nu fac sport, că am sportul în suflet. Da? Nu merg la fântână să beau apă, că am apa în suflet. Dar nu e nevoie să mergi totuși să ții apă de la izvor. Așa este și la biserică. Mergem la biserică pentru că avem nevoie să fim împreună noi unii cu alții și apoi împreună să-L avem, să -l avem alături pe Dumnezeu. Să știți că discuția aceasta este foarte delicată, dar și foarte simplă până la urmă. De exemplu, acum la Paști, ne-am întâlnit câțiva mii de, câteva mii de oameni. Unde facem slujba? Într-un câmp? Și câmpul nu-l ai like, într-un cartier care se construiește, ce facem? Stăm în stradă? Deci este evident că la Paști, la Crăciun, la sărbătorile mari, în fiecare duminică, comunitatea trebuie să se adune împreună. Și să știți că să a fi o comunitate creștină este o mare taină și este un lucru foarte important. Pentru că atunci când faci lucruri împreună, cu adevărat, rămâne ceva în urma ta. De exemplu, aici noi, la, noi la parohie, pe lângă rugăciunea pe care o facem împreună, pentru că liturghia asta înseamnă dacă ne rugăm împreună, facem foarte multe lucruri prin care sprijinim comunitatea, dar sprijinim și alte comunități. Biserica este motorul sau parohia, mai corect spus, parohia este motorul prin care oamenii se adună și fac împreună lucruri frumoase. Putem organiza tot felul de activități, acțiuni de ecologizare, spectacole, concerte, întâlniri cu copiii, cursuri de muzică și așa mai departe. Deci toate aceste activități se pot face prin lucrarea parohiei. Și să știți că noi ne-am străduit aici în capela noastră, la demisolul blocului, o capelă de câteva zeci de metri pătrați, să facem lucrurile acestea. Dar să vezi, duminica sunt atâția oameni care vor să vină și nu, mai, nu, nu, nu este loc. De aceea, pentru noi, construcția acestei biserici este o mare taină. Și mai este ceva. Eu v-am spus lucrurile acum exterioare. Că pe lângă supermarketuri și spitale avem nevoie și de o biserică, un, un lăcaș în care să ne închinăm și să fim împreună. V-am spus lucrurile pe care le vedem. Dar mai este o taină foarte importantă. Și această taină este, de fapt, cea care rămâne în veșnicie. Și anume că în acest spațiu atâtea și atâtea suflete își vor găsi mântuirea. Se vor apropia de Dumnezeu, pentru că de murit toți murim, da? Dar contează și cum murim și în ce stare ne găsește moartea. De aceea, fiecare om care își va găsi liniște sufletească, pace și apoi apropiere de Dumnezeu în această biserică, în vecii vecilor, se va mântui și ne va pomeni și pe noi cei care am construit această biserică. De aceea, taina de a fi titorul unei biserici este foarte importantă pentru noi. De ce? Pentru că prin mica noastră jertfă, că punem o cărămidă, punem un leuț acolo fiecare, atâția și atâția oameni se vor mântui. Iată că Astăzi, pentru că deja vedem ceva concret aici, în biserica noastră, ne putem gândi la generațiile care ne urmează. De aceea, pentru noi, că suntem constructorii acestei biserici, este o mare onoare. Nu este un chin, ci este o onoare că Dumnezeu ne-a ales pe noi să fim cei care construim un loc în care oamenii își vor găsi mântuirea generații și generații de acum încolo. Cine știe, poate până la sfârșitul veacului, pentru că biserica, după cum spune Hristos în Evanghelie, biserica nici porțile iadului nu vor birui. Este vorba de biserica de suflet al cărui cap este el. Dar noi nu putem să spunem că este suficient să avem o biserică de suflet. Trebuie să avem și o biserică în care real să ne întâlnim. Noi scriem biserica, când vorbim despre lăcaș, o scriem cu B mic. Arătând că nu este biserica lui Hristos, cea a sufletelor și a mântuirii, ci este locul unde se formează comunitatea care merge mână în mână spre mântuire. De aceea, luați-o ca pe o onoare și ca pe, o, ca pe un lucru de taină faptul că Dumnezeu ne-a ales pe noi să facem această biserică. Aici, după cum vedeți, sunt aproximativ 500 de metri pătrați utili în această biserică, deci nu este mică, nici, nici, mare, sunt în Brașov biserici mult mai mari și în, și în, țară. Este o biserică potrivită pentru un cartier de poate peste câțiva ani de 50 de oameni. Vă închipuiți ce înseamnă asta? Dacă să că Râșnovul, da, eu sunt din Râșnov, de a spun, Râșnovul și Codlea, da, două orașe apropiate, au împreună vreo 40 de mii de oameni și sunt 10 biserici în total. Iată că noi la 50.000 de oameni avem o singură biserică pe care ne străduim acum să o construim. De aceea vă îndemnăm să, să fiți alături de noi, să puneți un bănuț acolo la saltea pe care să-l folosim aici la biserică, dar mai important decât, decât asta, decât contribuția financiară, să fie gândul acesta că împreună mergem mână de mână pe calea mântuirii, cu gândul acesta că Hristos este cel care este capul Bisericii și Biserica este Mireasa Lui, și așa noi, împreună fiind, ne vom mântui și vom, ne vom regăsi în Rai. Este un film. Foarte frumos și vă să-l vedeți. Un film care, în care apare Sfântul Serafim din Sarov. Filmul se numește, nu întâmplător, Serafima. Este un film de animație, deosebit de frumos, care cuprinde acea istorie teribilă a bolșevicilor care au închis și au ucis preoții. Și preotul acesta, tatăl Serafimei, este închis, biserica este dinamitată, este pusă dinamită, el este ucis, bineînțeles, iar Serafima, prin lucrarea Sfântului Serafim din Sarov, îl vede într-o vedenie pe tatăl său. Și este foarte frumoasă această vedenie, că tatăl său era îmbrăcat în toate veșmintele preoțești, împreună cu comunitatea era în rai. Asta este toată ideea. Noi nu facem această biserică ca să ne lăudăm cu ea, că uite ce tari suntem noi, că ce mare lucru am făcut noi. Nu. Ce o facem ca împreună toți cei care ne vom ruga aici să mergem în rai înaintea lui Dumnezeu. Nu o luați ca pe o vorbă sau pe un joc de cuvinte, ci ca pe o realitate a vieții veșnice pe care noi încercăm să ne-o câștigăm aici, în biserica aceasta. Nu întâmplător am făcut această filmare aici printre fier, fierul acesta, printre beton și printre muncitorii noștri, pentru că va trebui să le și plătim, pentru că biserica este a lui Hristos, dar cheltuielile sunt ale noastre și noi cum spune Părintele nostru Patriarh, noi devenim mâinile prin care Dumnezeu lucrează. Și dumneavoastră fiind acasă, nu puteți veni să lucrați aici, ci contribuiți cu un leu la aceste lucruri. Deci, dacă vreți să vă spun și cheltuielile, să vreo 50 de tone de fier, câteva sute, aproape 500 de metri cub de beton, ca să facem acest demisol doar, da pe lângă termoizolație, hidroizolație, instalații și așa mai departe și bineînțeles și munca muncitorilor care evident că trebuie plătită. Deci toate lucrurile acestea o să coste aproximativ un milion de lei, adică foarte puțin. La cât de mare este lucrarea aceasta, dacă ar fi, ar fi să o socotim așa la prețul de astăzi, ar trebui să coste mult mai mult. Dar prin strădania noastră și prin multă o steneală, am reușit să aducem la costuri cât mai mici. Un milion de lei la 500-600 metri pătrați plus 4 metri înălțime, această carcasă de beton care constituie demisolul, este, vă repet, foarte puțin. Doar fundația bisericii, cei care vă aduceți aminte, a costat 500.000 de, de lei. Închei acum că am vorbit un pic am mult, dar sunt convins că cei care sunteți apropiați de noi ați urmărit până aici filmul acesta. Dumnezeu să o binecuvinteze pe toți și vă așteptăm să fiți ctitori ai bisericii acesteia. Și aici în față, unde este masa altarului la demisol, am lăsat un orificiu, o gaură de mai mult de un metru adâncime, unde vom pune câteva hârtiuțe alături de Hrisovul Bisericii, câteva hârtiuțe pe care vom scrie numele ctitorilor, care să fie temelie a bisericii noastre, cei care au contribuit până acum și apoi vom continua și cu cei care vor contribui la întreaga înălțime a bisericii. Rămâneți cu bine, Doamne ajută! Am vorbit cam mult? Ați ascultat și voi sau nu prea?